La începutul secolului al XIX-lea, studenții români plecați la Paris au simțit nevoia unui duhovnic. Acesta a fost primul pas către crearea unei instituții ortodoxe române în Occidentul Europei. De-a lungul timpului, au existat mai multe forme de organizare și multe încercări. În anul 2009, structura ei a fost definită. Cele trei eparhii, Arhiepiscopia Europei Occidentale, Episcopia Italiei și cea a Spaniei și Portugaliei, formează împreună Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale. Se spune adesea că românii care locuiesc în străinătate o duc bine, că nu au griji și frământări, iar odată plecați din țară, problemele lor au dispărut. Însă lucrurile nu stau întocmai așa. Despre traiul lor și pastorația românilor din diaspora ne vorbesc astăzi doi dintre ierarhii Mitropoliei. Atunci când ați fost ales arhiepiscop, cu ce planuri, idealuri, idei ați pornit la drum și ce constatați acum legat de românii pe care îi păstoriți în Mitropolie? Atunci când începi o lucrare pastorală, te gândești imediat la urgențe. Urgențele erau slujitori, erau preoții, să fie preoți în fiecare comunitate. Apoi, a doua și imediată este dăruirea cu care preotul va trebui să slujească acea comunitate, impulsionat mereu de episcop. Apoi m-am gândit cum să asigurăm transmiterea credinței, să întărim pe adulți și să transmitem credința copiilor și cum să îi primim pe cei care doresc să devină ortodoxi, să descopere credința ortodoxă, cum să-i primim în biserică. Mi-am dat seama că fără această preocupare a transmiterii credinței generațiilor viitoare, suntem sortiți dispariției mai devreme sau mai târziu, pentru că la un moment dat credincioșii se confundă cu populația care primește în sânul ei. Și așa am pornit la drum. Lucrurile s-au făcut încet, încet. Aveam poate în cele 10 țări, 9 țări la început, erau aproape 30 de comunități, 28-29, ca să ajungem astăzi la 700 de comunități, bineînțeles cu foarte mulți credincioși care au plecat din România. Socotim oarecum numărul lor ca fiind peste 3 milioane astăzi în toate eparhiile Mitropoliei. Cei mai mulți ar fi în Italia, apoi în Spania, dar și în Franța, Marea Britanie și mai puțin în Belgia, Olanda, Irlanda. Formarea fiecarei comunități parohiale a fost dificilă, iar preoții au făcut multe sacrificii pentru a le face cunoscut cuvântul lui Hristos românilor risipiți pe meleaguri străine. Erau preoți care se prezentau la un fel de interviu pe care îl organizam, preoți care doreau să vină în Spania și în Portugalia, și le spuneam, uite, este o comunitate de români, nu există o comunitate parohială, deci în orașul cutare sau în satul cutare sunt atâția români, trebuie înființată parohia, o înființăm pe hârtie, prin decizie, dar tu va trebui să te duci acolo și să strângi românii. Cum sunt chemați la slujirea în fața Sfântului Altar preoții pentru comunitățile pe care le păstoriți? În primul rând, sunt absolvenți de teologie care vin la studii în Occident, în diferite capitale. Acești tineri, unii dintre ei, vor rămâne să slujească în continuare la noi. Unii scriu, unii slujesc, unii dau cursuri și așa mai departe. Însă preoții trebuie să aibă și o altă îndeletnicire pe lângă preoție pentru a putea întreține familiile lor. Deci, orice preot are pe lângă slujirea preoțească o altă slujbă. În construcții, șofer de tir, diferite alte locuri pentru ca să-și întrețină familia și să fie în același timp și păstori de suflete. L-am auzit pe un preot care are două doctorate. Povestind o întâmplare, mama dânsului, de mic copil, i-a tot spus, învață-mă copilă, că dacă nu ajunge la turnătorie. Și a ajuns în Spania și acum este bibliotecar. Dar înainte, pentru a-și putea întreține familia, iar sâmbăta și duminica să slujească la altar, a lucrat la turnătorie.
De aceea este foarte greu să duci la bun sfârșit, de fapt, cele trei direcții și cele trei obligații la care un preot se angajează, și anume slujirea preoțească, parohia, slujirea credincioșilor, slujirea bisericii, familia și munca. Este admirabil faptul că acești oameni reușesc să le facă pe toate. Sigur, cu prețul unor mari eforturi, multă energie, multă dăruire, multă credință, mult curaj le trebuie pentru a face lucrul acesta. Însă nu ne plângem. Cam acesta este specificul nostru, dar și greutatea noastră, bineînțeles, pentru că atât preotul, cât și preoteasa, soția lui, cât și copiii trebuie să fie de acord cu acest demers al preotului, slujitor, pentru a putea merge mai departe. După înființarea parohiilor, fiecare comunitate a fost nevoită să găsească un lăcaș de rugăciune, un loc unde să se întâlnească și unde preotul să poată sluji Sfânta Liturghie. Până a nu se înființa parohiile pe care le avem, preoții mergeau din oraș în oraș, din sat în sat, ca să slujească Sfânta Liturghie, o vecernie într-un oraș, un Sfântul Maslu în alt oraș, astfel încât să cuprindă întreg teritoriul, pentru că parohiile noastre nu se limitează la un cartier, ci câteodată se extind la un oraș întreg sau la o provincie întreagă. În cadrul mitropoliei, comunitățile noastre, care sunt destul de numeroase, unele așteaptă să fie deschise, unele misiuni, care misiunea se transformă apoi în parohie, o vreme funcționează ca misiune, apoi ca parohie, au nevoie de lăcașuri de cult. De foarte multe ori aceste parohii încearcă să-și construiască propriul lăcaș de cult. Trimiteam scrisori episcopilor catolici din regiunile respective pentru a vedea dacă ne pot ajuta cu un locaș pentru a sluji Sfânta Liturghie. Mergeam în audiență episcopii catolici cu primari din localitățile respective, cu președinți ai comunităților autonome, pentru a cere sprijin în deschiderea parohiilor. Iar acolo unde nu am putut primi ajutorul de nicăieri, s-a mobilizat comunitatea, au închiriat la început garaje, unde au început să slujească, pe urmă, în momentul în care parohia a ajuns, nu la maturitate, hai, la adolescență, și au crescut un pic și a crescut și puterea financiară a parohiei, au închiriat hale industriale sau localuri pe care mai pe urmă le-au transformat în biserici. Unele parohii chiar și-au cumpărat spațiile de slujire. În alte locuri s-au primit terenuri pentru a se construi biserici, terenuri din partea primărilor în concesiune. Avem actualmente în lucru mai multe lăcașuri de cult. La Nisa, la Paris avem două, centrul mitropolitan este în continuă transformare, avem construcții care se fac și se refac în continuu. Apoi avem proiecte de mănăstiri, de construcții de biserici ale unor mănăstiri și așa mai departe. Avem foarte multe proiecte în viitorul apropiat, fie de a cumpăra, fie de a construi. Deci, în general, fie că este în Franța sau în alte țări din Europa, cumpărăm acolo unde este posibil și încercăm să facem ca acest lucru să fie posibil, cumpărăm biserici pe care ei nu le mai folosesc, pentru că atunci când ne aparține nouă biserica, ne atașăm altfel și rămâne ca o moștenire pe care generația de astăzi o lasă generației următoare, și asta face parte din procesul de transmitere a credinței. Ca să fac un soi de concluzie, de cele mai multe ori s-a pornit de la nimic. Și din nimic au răsărit biserici în multe parohii. Preotul ortodox și creștinii ortodoxi din toate zonele Europei
sunt și mărturisitori ai credinței ortodoxe, nu sunt numai practicanți individuali și oarecum ascunzând credința lor, ci mărturisind-o pe față și oarecum apărând-o pe față. Pentru mulți dintre credincioși e dificil să ajungă duminica la Sfânta Liturghie, însă bucuria umbrește apoi efortul depus. Pentru a-i ajuta pe oameni să se bucure de Sfintele Taine, slujirea a fost adaptată ritmului de viață. Familiile nu sunt grupate în jurul bisericii. Familiile sunt grupate la distanțe mari. Duminică dimineața, oamenii fac între o jumătate de oră și o oră, o oră și jumătate ca să ajungă la biserică. Și atunci trebuie să ne adaptăm. Cum ne adaptăm? Facem școala parohială duminica, uneori o parte din liturghie, copiii o petrec la cateheză o jumătate de oră și ultima parte a liturghiei, după ce se împărtășesc, o pot petrece iar copiii la cateheză, urmând ca preotul să facă cateheza cu adulții în același timp. În al doilea rând, avem doar o țară în mitropolia noastră, unde elevii, copiii au catehismul în școală, și anume Belgia. În rest, preoții credincioși se ocupă de formarea, de catehizarea și de transmiterea credinței propriilor copii. Deci, iată diferența esențială. Apoi este limba, care este diferită de la o țară la alta. Copiii, după ce merg în școlile țărilor respective, nu mai vorbesc limba română foarte bine, doar puțin dintre ei, 20-30% poate vorbesc limba bine, în rest vorbesc destul de greu limba română. Apoi, bineînțeles, trebuie să-i formăm pe cei care îi învață pe copii, care îi formează pe copii. Și atunci propunem profesorilor sau cateheților, cum îi numim noi, sesiuni de formare pentru a putea la rândul lor să formeze pe alții. Păstrarea credinței și a limbii române, dar și transmiterea acestor valori, reprezintă o preocupare continuă a clericilor. În acest scop sunt folosite numeroase materiale didactice, sunt aduse cărți de cult din România și se tipăresc alte ediții bilingve, iar școlile parohiale sunt un bun prilej de a învăța din tainele ortodoxiei în limba română. Școlile parohiale sunt susținute foarte, foarte mult de către doamnele preotese. Majoritatea dintre ele au studii superioare și sunt pe undeva cele mai defavorizate, să spun așa, pentru că urmându-și soții în Spania, n-au mai putut majoritatea dintre ele să facă ceea ce au învățat. Una dintre ele, absolventă de drept, avocat, s-a dus să vândă pește în piață la începuturi, sau una dintre ele a renunțat la o carieră universitară în țară și s-a dus în Spania și a început să facă curățenie prin casă. Deși acest dor de a face ceea ce au învățat le-au făcut să se implice foarte mult în activitatea parohiei. Deci s-au dat trup și suflet parohiei începând să lucreze cu copii. La început cu 2, cu 3, pe urmă cu mai mulți, cu 10, cu 30. Avem parohii care au școli parohiale de sâmbătă, la care participă 80 de copii și mai mulți. Ne-am concentrat sau am încercat să orientăm preoții credincioși spre această transmitere a credinței, dar înainte de toate pe trăirea ei. Am observat că în străinătate credincioșii se simțeau foarte bine în biserică, căutau biserica mult mai mult decât în țară și am început prin a-i invita pe părinți să-și aducă copiii la Sfânta Liturghie și să-i împărtășească, să-i aducă la Sfântul Potir să primească copiii Sfânta Împărtășanie. Aceasta a fost oarecum salvator pentru comunitățile noastre, pentru că acești copii care gustau Sfânta Împărtășanie, mai apoi își aduceau părinții la biserică. Și duminică de duminică, părinții veneau în număr foarte mare cu copiii la Sfânta Împărtășanie și toate acestea au ajutat comunitățile să se întărească. Cum sunt organizate asociațiile de tineri? Noi am organizat tinerii încă din anii 98-99, într-o asociație a lor, care se numește NEPSIS.
în adunare constitutivă a Asociației Nepsis chiar și noi ne-am bucurat, aceasta a devenit în timp când celelalte eparhii s-au înființat, cea Italiei și cea Spaniei și Portugalii, a devenit o frăție Nepsis care cuprinde organizațiile din cele trei eparhii ale mitropoliei. Parohiile au o mică organizație Nepsis, apoi protopopiatele, apoi pe țări și în final pe eparhii sau pe mitropolie. Avem un congres anual local, avem un congres anual eparhial și avem un congres anual mitropolitan, în care tinerii își dau seama de ceea ce fac ceilalți și se încurajează unii pe alții. Văd că cei din Italia sunt mai mulți și au făcut mai multe, cei din Spania au făcut și mai multe, sau cei din arhiepiscopie au făcut și mai multe sau mai puține. Și se ajută unii pe alții și se încurajează unii pe alții în a face ceva, a-și trăi credința. Au foarte multe conferințe, au pelerinaje, apoi strângerea de ajutoare pentru copii sau tineri din România sau din alte țări. De exemplu, avem în Franța o asociație Axios, tot a tinerilor. S-au mai maturizat, au mai îmbătrânit cei care au făcut-o în urmă cu mulți ani, dar care ajută și copii din Africa și din alte țări, copii ortodoxi, acordă câteva burse pentru copii în Africa sau ajută la construirea unor case acolo sau în România sau în Basarabia sau în alte locuri. Pe lângă faptul că se întâlnesc în congres o dată pe an, tinerii sunt implicați și în această activitate misionar-pastorală și culturală a parohiilor. Preotul, oricât ar vrea, singur, nu poate să le facă pe toate. Atunci, tinerii trebuie să fie implicați și tinerii parohiilor, acolo unde există aceste grupuri nepții, sunt implicați în această lucrare misionar-pastorală și culturală a parohiei. Sunt grupuri de tineri care odată pe lună merg, îi caută pe oamenii străzii și le împart pachete cu mâncare și cu îmbrăcăminte. Se ocupă de copii în școlile parohiale, mai ales cei care sunt absolvenți de școli superioare. Sunt și activități sportive. Se organizează campionate de fotbal între parohii, între tinerii unei parohii și a celelalte, campionate de șah, astfel încât să își trăiască această tinerețe frumoasă. Și să știți că în felul acesta vin la biserică și se implică și tineri care înainte nu veneau la biserică, considerând biserica așa ceva arhaic, dar în momentul în care sunt implicați, să știți că îl descoperă pe Hristos și se implică cu drag. Programele sociale și filantropice sunt dedicate românilor de pretutindeni, atât celor rămași acasă, cât și pentru cei din diaspora, căci traiul din străinătate nu e atât de simplu pe cât pare. Mai ales acum sunt foarte mulți români aflați în dificultate și printre aceștia se află și preoți. O parte din preoții pe care avem împreună cu familiile lor. Anul trecut, în episcopia noastră, s-au ajutat săraci cu sume de bani, cu alimente, haine, încălțăminte, în valoare de peste 280.000 de euro. Deși se crede că românul din străinătate trăiește bine și poate este și vina românului, pentru că în momentul în care vine în țară nu își spune totdeauna păsul sau vrea să arate că o duce mai bine decât o duce acolo, dar din păcate nu o duc chiar atât de bine. În continuare mai sunt familii care împart un apartament pentru a putea să plătească chiria, strângându-se două familii sau mai multe persoane într-un apartament. Salariile nu mai sunt cele care erau odată nici în Spania și Portugalia. Sunt afectați, au fost afectați și de criza economică, sunt afectați și de pandemia aceasta. Deci preoții au fost și sunt în continuare tot timpul foarte, foarte atenți și foarte săritori atunci când e vorba de un necaz
parohiile ajută persoane din membrii ai parohiei pentru a putea trăi tot așa prin colecte care se strâng în parohie, prin alimente care se dau, prin plata chiriilor, prin repatrierea morților, de se fac colecte, dar și la nivel de episcopie. Deși sunt lucruri pe care nu le prea facem cunoscute. Care sunt cele mai complicate probleme pastorale pe care le întâmpină preoții în activitatea lor de duhovnici, de păstori, de, a zice, și de administratori ai bunurilor parohiei, dar și a vieții duhovnicești a credincioșilor? Problemele sunt foarte diverse și foarte complexe, aproape aceleași ca cele de aici, din România, bineînțeles. Însă o problemă o constituie îndepărtarea, distanța pe care credinciosul trebuie să o parcurgă până la biserică și această distanță trebuie să aleagă să o parcurgă în fiecare duminică. Apoi a ajunge la spovedanie, să te spovedești, să te întâlnești cu preotul față către față, este de asemenea greu. Deci asta la o primă privire. Apoi, după ce se întâlnește credinciosul cu preotul, apar alte probleme. Străinătatea, dorul după țara din care au plecat, dorul de familie, distanța față de cei dragi și, bineînțeles, toate problemele care intervin. Sunt probleme de cuplu, probleme de familie, probleme de muncă, probleme de însingurare, de izolare, de înstrăinare, toate acestea revin sistematic în relația dintre preot și credincios. Este această dezrădăcinare a românilor din diaspora, nu mai din Spania, nu mai din Portugalia, ci de peste tot. Tot timpul sunt cu un picior de ducă, sau zic ei că sunt cu un picior de ducă. Părinte, să știi că mai stau un an sau doi și mă întorc acasă și trec 10 și nu s-au întors, dar este acest dor după România, dor de casă, care este bine să fie, dar în același timp nu se mai pot nici rupe de țara care i-a primit. Și atunci există această dezrădăcinare și pe lângă dezrădăcinare un soi de instabilitate, putem să o numim și emoțională, și atunci când există această instabilitate emoțională, trebuie să, în primul rând, să îi facem conștienți că împărăția cerească este cea mai importantă și indiferent unde ești, că ești în Spania, că ești în România sau în Portugalia, tu trebuie să-L cauți pe Hristos și să te împlinești în Hristos, pentru că fără Hristos nu există împlinire, prin El ființăm. Și atunci dacă ne împlinim în Hristos, vom fi împliniți. Și dacă ne întoarcem în România, indiferent care vor fi greutățile cu care te vei confrunta în momentul în care te întorci, dar vei putea rezista și dacă rămâi în Spania sau unde ai fi, indiferent de greutăți. Pentru că privarea de Hristos, cred că este cea mai mare lipsă pe care cineva poate să aibă. Când ești cu Hristos, ai totul. Când nu-L ai pe Hristos, nu mai ai nimic. Noi, de obicei, încercăm acolo, nu în timpul pandemiei, dar înainte și sigur după, să avem așa zisa agapă frățească după liturghia care se trăiește dimineața în biserică. Avem agapă frățească în care oamenii se cunosc, oamenii își vorbesc, preotul poate să intre în contact, să aibă un contact cu credincioșii, un contact imediat, nu la distanță și nici din fața Sfântului Altar, predicând sau învățând, ci ascultând în același timp care sunt problemele lor. Apoi, în chestiunile de spovedanie, este greu să intrăm, bineînțeles, dar străinătatea și trăirea în străinătate modelează omul într-un alt fel, provoacă pe credinciosul nostru creștin-ortodox la a face și a gândi și a avea inițiative pe care nu întotdeauna le-a putut avea în țară. Și sigur, familia arată puțin altfel acolo, pentru că școala este puțin altfel,
cerințele sunt puțin altele și sigur o mare problemă, o mare problemă cu care ne-am confruntat și ne confruntăm și ne vom confrunta este îndepărtarea soților unul de altul. De exemplu, apare o mare problemă în momentul în care unul dintre soți este plecat în Occident la muncă, celălalt rămâne în țară cu copiii. Se întâmplă ca din această îndepărtare să rezulte divorțul. Și atunci orice divorț, orice stare de separare este foarte dureroasă, mai ales pentru copii. Dintr-o dată ne vedem puși în situația și de a răspunde oarecum nevoilor acestor copii care sunt foarte răniți în urma divorțului părinților. Însă, în general, viața în Occident, în țările acestea ale Europei Occidentale, este foarte grea pentru români, pentru că lucrează mult și aceasta creează sau aduce cu sine probleme în familie și în viața personală, bineînțeles. Păstrarea tradițiilor este și ea o prioritate. Graiul de acasă, cântecul popular, obiceiurile sau colindele aduc alinare și bucurie oriunde te-ai afla. Aproape toate parohiile pe care le avem sunt implicate în primul rând în misiunea pastorală, dar au și această misiune culturală de a încerca păstrarea și transmiterea tradițiilor noastre românești și a culturii românești. Deci avem mai multe programe. Cele mai importante sunt Festivalul de Obiceiuri și Tradiții Românești. Pe fiecare protopopia se organizează o dată pe an și am observat că acest lucru îi atrage și la biserică. Sunt credincioși care, înainte de a organiza acest festival, nu veneau la biserică. Și iată că și dorul satului și dorul după tradiția românească i-a prins și a dus la biserică. Și un al doilea festival este cel de colinde, deci tot pe protopopiate se organizează aceste concerte de colinde, iar pe urmă, la nivel de parohii, se strâng colindători și merg și se colindă ei între ei. Sunt credincioși care, venind la biserică, își mai domolesc cumva dorul de țară, datorită slujbei, datorită faptului că ascultă Sfânta Liturghie în limba română, deși am început să slujim și în limba spaniolă și portugheză, datorită faptului că sunt copii de-ai românilor de acolo, care, din păcate, nu mai vorbesc limba română. Astfel încât, în momentul în care ies din biserică, se simt un pic mai ușurat și poate nu se mai gândesc atât de mult la dorul după România și la ceea ce au lăsat fiecare la casa lui din România și poate, da, îi ajută să se integreze mai bine într-o țară străină. Dar să știți că rolul parohiei sau parohiilor din străinătate nu este atât acela de a ajuta pe români să se integreze în țara în care au emigrat, ci rolul parohiei este de a-l integra pe credincios în Împărăția lui Dumnezeu. Le spuneam atunci că, iată, această catedrală care a fost gândită oarecum de românii care trăiau în secolul al XIX-lea la Paris, oarecum a răspândit prezența și a întemeiat oarecum prezența românească în Europa prin întemeierea acestor eparhii care s-a făcut, această întemeiere a eparhiilor în acea catedrală. Uneori nu putem să măsurăm decât în timp gesturile și lucrurile pe care le facem. Însă este foarte clar că ceea ce facem astăzi noi bine va marca generații după noi.
Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.